Tuturor și bine ați venit pe canalul meu YouTube. Astăzi vreau să vă învăț cum se lucrează acești cipici. Se începe lucrul cu 55 de ochiuri, se lucrează lungimea până la degetul mare, apoi iată formăm ca lăcăciuliță un, nu știu cum să zic, botișor și aici, doar aici coasem. Iar aici facem, după cum v-ați obișnuit, varianta mea de formarea călcâiului. Și vă rog să vă uitați întâi tot videoclipul până la urmă, fiindcă am prezent întâi o metodă de a lucra aici sfârșitul și spre sfârșit am a doua metodă. Și dumneavoastră uitați-vă care vă place și vă alegeți să lucrăm împreună. De asemenea, vom învăța acest minunat elastic și metoda de coasere. Iată, aici este cusut pe mijloc, dar uitați-vă că nu prea se evidențiază. Și la sfârșit puteți să adăugați sau un nasture sau o floare, ce doriți dumneavoastră. Cam atât am vrut să vă spun și hai să trecem la treabă. De la Alize Lana Gold Classic și Andrele numărul 2 vom monta 50 de ochiuri. Cum știm câte ochiuri să montăm? Luăm centimetru, metru și măsurăm câți centimetri sunt de jur împrejur. Dar aceste 50 de ochiuri merg pentru toate mărimile. Depinde, poate firul să vă fie prea subțire. Poate atunci nu merge sau prea gros. Deci montăm 50 de ochiuri. Șapte, opt, nouă, zece. Montăm până la 50. Acesta este dosul lucrului. De aceea vom avea un ochi de margine, două ochiuri pe dos, un ochi față. Câte avem? 1, 2, 3, 4, 2 ochiuri pe dos, 5, 6, un ochi pe față, 7, 2 ochiuri pe dos, 32 ochiuri lucrăm pe față, lucrăm ochiuri pe față până la ultimele 9, care le vom lucra la fel. Ultimele 9 le lucrăm 2 pe dos, 1 pe față. 2 pe dos, 1 pe față și 2 pe dos. Cel de margine pe dos. De ce am lucrat așa? Imediat vă arăt. Pentru că pe fața lucrului, vreau aceasta să fie fața lucrului, vedeți această margine frumoasă. Și aici vreau să tricotez o... Dumneavoastră, dacă vi se pare grea această metodă de elastic, iată vă arăt și care metodă. Iată așa un elastic, vreau să lucrez pe margine. Mie îmi place mult, dacă vreți, puteți lucra ca mine. Uitați-vă ce elastic frumos. Îl puteți utiliza și la căciulițe. Trebuie să facă parte un video. Uitați-vă. Și vă explic cum se lucrează aici. Deci dacă nu vreți, faceți elasticul unul cu unul. Unul față, unul dos. Următoarele două ochiuri pe față. Uitați-vă atent. Două ochiuri pe față, le lucrăm împreună și le scoatem de pe Andreea. Acum cu Andreea stângă prindem acesta ochi, primul ochi. Și încă o dată lucrăm pe față. Un ochi pe dos. Următoarele două ochiuri pe față, le lucrăm împreună pe față, le scoatem de pe Andreea și prindem primul ochi acesta și lucrăm pe față. Un ochi pe dos.
Și aici la fel. Două ochiuri pe față, scoatem de pe Andreea și luăm pe Andreea primul ochi și lucrăm pe față. Și am obținut acest elastic. Mai departe, ochiuri pe față lucrăm. Două de ochiuri pe față. Vă reamintesc că aici suntem pe fața lucrului. Lucrați 32 de ochiuri pe față și am ajuns la cele 9 ochiuri. Două ochiuri împreună, un ochi pe dos, aceste două, sper că se vede bine, la fel, uitați-vă, două pe față, le luăm împreună și le lucrăm. Scoatem totul de pe Andreea și luăm, ne întoarcem și luăm primul ochi. Un ochi pe dos. La fel procedăm și cu ultimele două ochiuri. Și ultimul ochi pe dos de margine. Acum, pe dosul lucrului, vă arăt și pe dosul lucrului. Un ochi de margine. Din aceste două ochiuri care le-am lucrat pe față, unul, unul îl lucrăm pe dos, celălalt îl luăm nelucrat. Un ochi pe față. Iarăși, un ochi pe dos, un ochi nelucrat, un ochi pe față. Un ochi pe dos, un ochi nelucrat și s-a sfârșit elasticul. Acum, 32 de ochiuri pe față. Acestea le lucrăm mereu pe față. Ar fi bine să vă puneți un marker, să nu vă încurcați. Un ochi pe dos, acesta îl luăm nelucrat, un ochi față, un ochi pe dos, acesta nelucrat, un ochi față, un ochi pe dos, acesta nelucrat și ultimul ochi pe dos. Și iată că am lucrat un rând de elastic complet. Vă mai arăt. Continuăm să repetăm aceste două rânduri până vom ajunge la lungimea dorită. Două ochiuri împreună și ne întoarcem și lucrăm pe celălalt, un ochi pe dos. Două ochiuri împreună, lucrăm pe celălalt, un ochi pe dos. Două ochiuri împreună, lucrăm pe precedentul. Următoarele ochiuri pe față. Și acum vă arăt și pe dosul lucrului încă o dată. Pe dosul lucrului, un ochi pe dos, un ochi nelucrat, al doilea ochi. Un ochi pe față. Un ochi pe dos, al doilea nelucrat, un ochi pe față. Un ochi pe dos, al doilea nelucrat, celelalte ochiuri pe față și continuăm să repetăm în acest mod până vom ajunge la lungimea dorită. Deci, fără schimbări lucrăm. Am spus, dacă nu vă place sau nu puteți acest model, puteți înlocui cu un ochi față, un ochi dos sau două față, un, cum vreți, ce model vreți. Așa. Și vom lucra până vă măsurați pe picior, vom lucra până iată aici, pentru că ultimele 8 rânduri vom forma botul acesta. Anume botul. Vă las să lucrați. Lucrăm până când vom avea iată în formă întinsă până la degetul mic. Nu știu cum să văd. Iată, când îl vom încălța, va fi așa, în formă întinsă. Măsurăm pe picior și de aici trebuie să mai lucrăm 8 rânduri. În felul următor. Deci de aici formăm botul cipicului. Cel mai bine măsurați pe picior. Eu
Vreau să fac pentru copil, dar să vedem ce va ieși. Și lucrăm la fel cum acest model. Cum vi l-am arătat că se lucrează. Două împreună. Aici rămâne totul neschimbat. Unul pe dos. Două împreună. Cele 32 de ochiuri le lucrăm două împreună pe față. Deci suntem pe fața locului. Două împreună pe față. Sau așa le lucrați împreună. Cum vă iese mai? Mai ușor. Și lucrăm două împreună pe față până în partea aceasta. La finalul rândului, aceste 9 ochiuri rămân neschimbate. 2 pe față, 1 pe dos. Și la sfârșit, 2 pe față și cel de margine pe dos. Am scăzut câte două ochiuri. Acum rândul 2. Procedăm la fel. Adică nu la fel, dar lucrăm aceste 9 ochiuri după desen, după cum stau ochiurile. Aceste care scăzute le lucrăm toate pe față. Toate pe față. Iar la sfârșit lucrăm, după cum bine știți, acest model. Un ochi pe dos, un ochi luăm nelucrat, un ochi față, un ochi pe dos, un ochi nelucrat și un ochi pe dos. Acesta a fost rândul 2. Mai departe, în rândul 3, aici lucrăm neschimbat, să păstrăm modelul. Iar aici câte două împreună. Acesta este rândul 3. Câte două împreună. La sfârșit lucrăm cele 9 ochiuri neschimbate. Un ochi pe dos. Rândul 4, lucrăm pe dosul lucrului, așa cum stau ochiurile. Rândul 5. Aceste ochiuri le lucrăm după desen, aceste 9. Iar ochiurile din mijloc le vom lucra la fel două împreună. Trei și al patrulea.
Aici, aceste 9 ochi le lucrăm. Modelul nostru. Rândul 7 pe dosul lucrurilor. Lucrăm cum stau ochiurile. Deci nu rândul 7, dar rândul 6 acesta este. Cum stau ochiurile, așa lucrăm. Rândul 7. După cum bine știți, acestea lucrăm fără schimbări. Și aici ne-au rămas două, câte două? Două ochiuri împreună. Lucrăm și cele 9 ochiuri. Pe dosul lucrurilor lucrăm ochiurile la fel cum stau. Acum vom închide ochiurile. Iată cum. Un ochi lucrăm pe față, celălalt îl trecem peste ochiul lucrat. Și la fel procedăm cu fiecare. Aici este un ochi pe dos, îl lucrăm pe dos. Celălalt ochi îl trecem peste ochiul lucrat. Putem să le lucrăm acestea două împreună. Un ochi pe dos și continuăm să închidem. Vedeți că nu este mare diferență. Să închidem toate ochiurile. Continuăm să închidem fiecare ochi. Acum trebuie să coasem această porțiune. O poziționăm, iată, pe față. Facem întâi legătura și o coasem cu ce cusătură dumneavoastră știți. Iată, eu mă voi ghida după aceasta. Deci aici sunt ochiuri și eu introduc acul, iată aici. Înapoi, nu știu dacă vă este clar, dacă nu înțelegeți cum, uitați-vă în videoclipurile anterioare. Acolo eu arăt mai detaliat. Și coasem această porțiune să fie cât mai invizibilă. Cam așa.
Aici ascundem firul. Mai departe. Și deja spate de el tăiat. Acest cipic nu este pentru acest manichin, dar cât de cât încerc să vă explic. Acum trebuie decusut până la... Trebuie să măsurăm pe picior. Aceasta vine jos și trebuie decusut. Iată, măsurăm până unde și coasem porțiunea aceasta. Ce facem cu călcâiul? Deci la călcâi încă nu m-am hotărât, dar cred că nu îl voi coase, pentru că vreau să montez ochiuri pe margine și să formez așa frumos un călcâi aici. Dar încă mai văd. Acum vom coase, iată, tot cu acest tip de cusătură. Până aici vom coase. Vreau să vă arăt un pic din cusătură. Iată, vom merge pe aceste ochiuri. Introducem acolo. Pe aici. Și înapoi, tot în această gaură, dar tot mergem pe aceste ochiuri care sunt de margine. Și uitați-vă că cusătura rămâne practic cum este aici, cum aici. Vedeți? Și înapoi. Și continuăm să coasem. Uitați-vă. Continuăm să coasem până obținem bucățica aceea unde să intre piciorul. Cam până aici, să zicem. Iată, am vrut să vă arăt pe manichin ce se primește. Deci dumneavoastră vă trebuie să coaseți până aici undeva. Vedeți că l-am întins suficient ca să puteți vedea. Și voi. Se lucrează foarte ușor și nu este... Deci arată foarte bine. Eu cred că nu este rău deloc. Arată super. Doar că vreau aici la spate să-i fac... călcăiul, să nu lucos. Partea aceasta de la spate eu prefer să o lucrez, iată, așa. Dumneavoastră, cum știți, puteți să o lucrați fără să mai montați ochiurile de pe margine, adică să le ridicăm. Deodată, iată, poziționăm la mijloc și vedem cam câte ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În acest mod putem să încercăm. Și haideți chiar să încercăm. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5. Vedeți de unde iau, da? Iată din aceste 6, 7, 8, 8 este puțin.
9. 9. Și cam 9. Și al 10, sau 9 sau 10, nici nu mă pot hotărâ. Poate ar fi 9 de ajuns. 9 împreună cu următorul. Aici. Deci câte avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al 9-lea împreună cu următorul. Și aici avem nevoie de Andreea ajutătoare. Iată, ridicăm pe următorul și acesta al 9-lea și le lucrăm împreună pe dos. Asta ca să nu ridicăm întâi ochiurile și pe urmă să le lucrăm. Eu sper că se vede ce fac, numai că nu prea îmi iese pe dos. Întoarcem lucrul. Și numărăm. Acesta luăm nelucrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al 9-lea împreună cu următorul de aici. Îl ridicăm și le lucrăm împreună pe față. Iată așa. Ați înțeles, cred că, ideea. Întoarcem lucrul și repetăm. Primul luăm nelucrat și numărăm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și al 9-lea împreună cu următorul îl ridicăm de aici și îl lucrăm împreună pe dos. Iată așa. Întoarcem lucrul și continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al 9-lea împreună cu următorul. Împreună pe față. Și continuăm în acest mod până facem călcâiul, iată, până sus, până ne rămân doar 9 ochiuri. Am lucrat călcâiul. Uitați-vă cât de bine arată. Și ar trebui să fie gata cipicul nostru. Dar eu aici am discutat. Nu mi-a plăcut botișorul. Era prea... Și de aceea am vrut să vă arăt o altă metodă de formare a acestui cipic. Iată, lucrați lungimea dorită să ajungă până aici, până la degetul mare să ajungă și după care să vedem ce ne iese de această dată. Dacă dumneavoastră vă place, puteți să lăsați așa cum. Și lucrăm două împreună acest rând, chiar începând de aici. Două împreună, două împreună. Aici le vom lucra așa. Deci două împreună tot rândul. Pe dosul lucrului, la fel, câte două împreună pe dos. Două împreună pe dos, tot rândul. Și acum uitați-vă cum procedăm.
Aveți două variante. Sau la această etapă închideți aceste ochiuri, sau le formăm, iată, ca pentru căciuliță. Le punem pe ac, strângem și vom avea acest botișor aici și de aici coasem la fel ca acolo. Eu vreau chiar să încerc această metodă. Punem toate ochiurile pe ac. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Unsprezece, 12, 13 și 14. Am pus prea lung. Și tragem bine. Uitați-vă. Și s-a format, iată, botișorul. Cred că aici ar fi bine să, încă o dată, să merg prin toate ca să fac legătura. Cât de cât, iată așa. Deci exact ca la căciuliță. Și încă o dată. Și mai departe începem să coasem. În sus. Să punem, să vedem cum vine. Iată, eu cred că mult mai bine vine decât cu varianta trecută. Eu cred că mult mai bine. Dumneavoastră, dacă deja ați cusut și nu vreți să desfaceți și vă place rezultatul, puteți să lăsați și așa. Dar așa mult mai bine. Și aici cred că trebuie încă o dată de mers cu acul. Am mers eu încă o dată cu acul pe aici. Vai. Și acum începem să coasem. Iată, poate că mai trebuia. Puteți să luați ochiuri și de aici, de jos. În fine, să vă arăt cusătura. Deci doar cu aceste ochiuri de margine vom coase. Vedeți? Și asta unde e? Iată. Introducem acul în primul ochi, sau cum să zic, și căutăm și aici ochiurile de margine. Aici este mai dificil.
Iată acestea sunt. Cred că principiul este clar. Deci introducem aici acul și apoi partea aceasta. Uitați-vă. Tot la fel cu ochiurile de margine. Și trageți firul cât de lărguț vreți să fie aceasta din mijloc. Dacă vreți să nu fie prea vizibilă, că aici este cusut. Iată, să fie la fel ca aceste. Să vă arăt. Dacă vreți să nu fie prea vizibilă cusătura, aici, puteți să lăsați puțin mai lărguț. Deci totul depinde de cât de strâns veți trage firul. Iată. Și continuăm să coasem. Iacă, dacă lăsați firul mai nu se înțelege că este cusut aici. Și continuăm să coasem undeva până aici. Am ajuns cu cusutul până aici. Mai mult cred că nu trebuie. Uitați ce am obținut eu. Eu sunt mulțumită de rezultat. Este un cipic care se lucrează foarte ușor și se începe cu un număr de ochiuri, se continuă, dimensiunea se reglează, iată, de aici. Acum să mă gândesc ce să-i adaug aici la margină. Nu știu ce margine la moment să-i fac, dar mă grăbesc să postez video cu cipicii. Puteți să-i puneți un nasture, o floricică, eu știu, vă las în descriere link către o floricică, sau să-i faceți marginea cu roșetă. Atât a fost pentru astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare și sper să obțineți la fel rezultate bune, rezultate frumoase și să le postați în grupul meu Knitting is my hobby. Aștept cu nerăbdare. Pa, pa!